Bărbatul care a evadat din arestul Poliției Capitalei folosindu-se de identitatea altui deținut ce urma să fie pus în libertate a fost prins de polițiști în sectorul 5. Mai mulți angajați sunt cercetați pentru neglijență în serviciu. Polițiștii l-au pus în libertate în mod eronat, după ce acesta și-a însușit identitatea altui bărbat care urma să fie eliberat din arest. Potrivit polițiștilor, bărbatul arestat preventiv pentru furt s-a îmbrăcat cu hainele celuilalt deținut și avea asupra lui și documentele acestuia. La scurt timp, după ce și-au dat seama de greșeala făcută, bărbatul a fost dat în urmărire generală. Polițiștii l-au reținut după 18 ore în zona pieței Chirigiu din București. Acesta este acum cercetat și pentru evadare și fals privind identitatea. În același timp, Poliția Capitalei a deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care a avut loc evenimentul. Mai mulți angajați sunt cercetați pentru neglijență în serviciu.